Uite, bă, că n-a uitat de serie, băiatul ăsta, n-a uitat, bă, de serie. Ce ziceți, mă, nebunilor? N-am mai postat de 3 săptămâni, știu chestia asta, dar după cum am spus, sunt foarte ocupat în perioada asta și n-aș mai fi vrut, sincer să fiu cu voi, n-aș mai fi vrut să postez un videoclip în care să nu facem nimic, doar să ne plimbăm prin Mapunu. Așa că uitați că astăzi... Ați văzut și din titlu, fraților, facem oră de farmat la citite. Băi, suntem aici alături de Aroxel BTV și eu zic că o să fac o performanță extraordinară, cel puțin așa ar trebui. Bă, ce pot să zic, se pare că a revenit și eventul ăsta de Paște, n-am mai intrat de 3 săptămâni pe Metin, deci de când n-am mai filmat, nici n-am mai apucat să intru pe Metin. Bă, sper eu că nu o să se mai întâmple să fiu inactiv timp de 3 săptămâni. Chiar sper chestia asta și nu cred că o să se mai întâmple. Deci, na. S-a întâmplat acum, pana mea. Nu o să se mai întâmple, da, deci... O să mai postăm la 4, 5, 6 zile. Îmi fac eu cumva timp, nu contează cum. Și o să reușesc să postez cât mai curând. Așa, deci este și eventul de Paște, toată lumea farmează pentru eventul de Paște, noi farmăm la citite, că de ce nu? Da, deci ca să ne înțelegem, pe tot CH1 am găsit un singur metin, unul de level 10, l-am spart, nu mi-a picat nimica, dar băi, se pare că băieții chiar bat, deci să fie chiar în halul ăsta, chiar gol, deci chiar se bate, bă, chiar se bate. Bine, oricum, fiind citit concentrat, e și de așteptat să se bată. Dar parcă înainte nu era chiar așa. Dar hai să vedem. Uitați-vă ce am un metin de level 15. Hai să vedem. Ăsta ar trebui să fie metinul norocos. Având în vedere, mi se duce și vocea. Având în vedere cât m-am plimbat pentru metinul ăsta. Băi, deci și pe CH1 și jumate din CH2. Parcă am trebuit să ne pice, parcă am trebuit să ne pice. Haideți să vedem. Bă, și încă o chestie foarte importantă, deci trebuie să vă prezint un mic update. Am luat două iteme, bă, bombă, bombă, bombă pentru ora de 25. Nu vreau să vă zic acum ce iteme, nu vreau să vă dau prea multe detalii, dar în câteva zile, nu știu, 4-5 zile, ceva de genul ăsta, o să vină un videoclip și o să vă prezint ce am cumpărat. Dar să fiți cu ochii pe canal că nici nu vreau să vă spun acum. Deci nici nu vreau să vă spun acum. Ideea e că e ceva ca lumea. Două chestii foarte, foarte ca lumea. Și pe care le-am și dorit de mult. Bă, foarte rar vezi să se spawneze metin de level 5 aici. De obicei aici se spawnează metin de level 15. Hai să vedem. Ne pică citit concentrat sau nu? Băi, eu zic că ar cam trebui și ar cam trebui să dăm și XP-ul că ne trezim că facem level. Și e foarte grav dacă facem level. Cartea abilității, hai bă să vedem. Vârtej dragon, minunat. Sau hai să-l păstrăm. Bă, ar fi foarte grav dacă îmi face level. Și vă zic și de ce. Înainte de fuziunea cu... Doamne, cu ce server am fuzionat, mă, nici nu mai știu. Cu Luna sau cu ce server am fuzionat? Uite, bă, n-am mai jucat de atâta timp, nici nu mai știu cu ce server am fuzionat. Deci, înainte de fuzionare, când aveam 5 caractere, îmi permiteam să șterg un caracter și după aia să îl fac din nou. De exemplu, cum v-am mai explicat eu că făceam cu farmerii de map 1. Nu știu, dacă chiar se întâmpla să dau level din greșeală, îl ștergeam repede și făceam altul. Sau când mi se termina arma de la eroi tineri. Că nu aveam o armă permanentă cum am acum, da? Uuuu, citit concentrat! Bă, ești nebun! Citit concentrat! Bun, primul citit pe ziua de azi. Hai că o ducem bine, o ducem bine. Și am vrut să vă zic, așa. Înainte de fuzionare nu aveam nicio problemă, că... Dădeam level up, puteam să șterg caracterul și îl făceam din nou. E, acum având 10 caractere, că mi-am făcut 5 pe Luna. Având 10 caractere,
Dacă îmi șterg acum unul, nu mai pot să-mi fac pe al 10-lea loc. Cel puțin eu așa știu. Și e cam grav. Bă, dar nu te băga, așa, bravo. Uite, bă, ce frumos. M-a lăsat să bat, ce zice, bat map 1 sau ce? Care era numele lui? Bat map 1 sau ceva de genul. Bă, m-a văzut, nu s-a băgat peste mine. Frumos, foarte frumos din partea lui. Întâlnim foarte, foarte rar oameni de genul ăsta. Bă, haideți să vedem, ce ziceți, mă? Care ar fi șansele să ne pice două citite concentrate, unul după altul? Bă, eu zic că șansele sunt de 100% și... Da, a fost de 100%. Cum ar fi acum să dau de ăla care m-a lăsat să bat și nu s-a băgat peste mine? Să dau de el și să bat el în metin și să mă bag eu peste el. Da, nu, bă, că nu facem noi din astea. Deci chiar nu facem, acum râdem, glumim. Da, nu e frumos, mă, să te bagi peste altul. Hai, deci de data asta, bă, eu îl simt. Pe ăsta chiar îl simt. Fiți atenți aici. Al doilea citit concentrat pe ziua de astăzi o să pice fix din metinul pe care îl avem în fața noastră. Nu mă credeți? Bă, credeți sau nu, oricum așa o să se întâmple. Bă, da, ce să zic, fraților, v-am mai zis eu, aveți Discord-ul meu în caz că vreți să vorbiți cu mine. V-am mai zis așa de el, dar nu în fiecare videoclip. Unii ați mai intrat, ați mai vorbit cu mine, alții nu. Hai să vedem. Da, chiar nu pica citit concentrat, ce să zic. Deci în cazul în care vreți să vorbiți cu mine, nu știu, orice, deci absolut orice, să vedeți dacă m-am lăsat cumva de YouTube pentru că n-am mai postat de atâta timp sau ceva de genul, deci puteți să mă întrebați, nu e nicio problemă, sau dacă aveți voi o sugestie, puteți să-mi scrieți pe Discord, pentru că așa să-mi scrieți în comentarii, da, merge, dacă aveți ceva mai important, dar o să fie mai greu, știți? Pe Discord vorbim altfel decât prin comentariile de pe YouTube. Și de aia ziceam, în cazul în care vreți să discutați ceva cu mine, cel mai bine, na, să fie o chestie mai lungă, mai importantă, cel mai bine e să-mi dați mesaj pe Discord și rezolvăm acolo orice. Bă, și oricum v-am mai zis eu chestia asta, dar vreau să vă reamintesc pentru orice eventualitate. Eu nu o să mă las niciodată pur și simplu așa, adică în sensul să dispar. Opa, Don Genove. Cumva YouTuberul? O, uite că ne-a recunoscut și un băiat. Cumva, da. Băi, îmi dați foarte mulți mesaj și vă mulțumesc pentru chestia asta. Bine, acum ne jucând 3 săptămâni, pala mea, normal că nimeni n-a apucat să-mi dea mesaj dacă n-am fost pe joc 3 săptămâni. Dar când intru foarte mulți, îmi dați mesaj. Hai să zicem, mersi frumos că te uiți. Opa, eu era să-i zic o zi bună, ceau. Era să-i dau cu frit, adică, na, nu cu frit, dar era să-i zic ceau și băiatul intra cu mine în discuție. Bă, frate, unul singur până acum. O să te vezi mâine pe video. Da, ce am vrut să zic. Așa, deci foarte mulți îmi dați mesaj și vă mulțumesc foarte mult pentru chestia asta, chiar vă mulțumesc. Așa, și ce mai voiam să zic, înainte să-mi dea Don Genove mesaj, da. Deci nu o să dispar niciodată, chiar dacă, nu știu, nu o să postez, să zicem, o săptămână, două, sau cum am fost acum, 3 săptămâni, pentru că chiar nu am apucat să postez. Dar nu o să mă las niciodată așa, pur și simplu, nu o să dispar, deci... Și nu o să dureze mai mult timp fără să postez, fără să vă dau un update. Nu știu, de exemplu, fără să vă zic că, bă, chiar urmează o perioadă în care chiar nu pot să postez, dar să fie o perioadă mai lungă, nu așa de o săptămână, două, deci o să vă anunț și dacă chiar este să mă las vreodată, ceea ce cât ține metinul, vă promit eu că eu nu o să mă las de YouTube cât ține metinul. Dar în cazul în care o să se întâmple vreodată tragedia asta, da, mai glumim și noi, dar în cazul în care o să se întâmple chestia asta, oricum o să vă anunț mereu, bă, o să vă zic, na, nu știu,
Mi s-a luat mie cheful de metin sau habar n-am, dar o să vă zic chestia asta, nu o să dispar pur și simplu, deci... O, aiurea, luna trecută am făcut într-o oră 15 citite și după mort, acum niciunul. Bă, 15 citite într-o oră? 15 citite într-o oră? Foarte tare. Bă, chiar foarte tare. Nu știu, eu maxim într-o oră am făcut vreo 6 sau 7, ceva de genul ăsta. 15? N-am făcut niciodată 15, nici măcar 10 n-am făcut, dar băi 15. Nu știu cum, dar da. Bă, o fi avut foarte mult noroc. Ai avut foarte mult noroc. Da, deci uitați că se fac și 15 citite, nu ca noi facem câteva citite într-o oră, dar na, ce să zic, bravo lui, 15 citite, chiar foarte, foarte, foarte mult, nici măcar nu m-am apropiat de suma asta, v-am zis, maxim 6 sau 7 am făcut, poate nici măcar 7, cred că 6 am făcut cel mai mult, dacă stau eu să mă gândesc. Ia uitați, mă, ce zice, mă, Don Genove, din primele 5 metine, 4 citite, ești nebun? Atunci când a făcut 15 citite. Băi, cât noroc, bă, băiatule, bă. Cât noroc. Cât noroc. Băi, noi stăm foarte prost, suntem deja de jumătate de oră. Stăm foarte prost, avem un singur citit, deci... Vă zic sincer, este foarte, foarte aglomerat. Deci, se bate în continuu. Chiar e foarte aglomerat. Ce pot să spun? Na. Un singur citit în jumătate de oră nu mă ducem foarte bine, mă ducem chiar foarte rău. În general, chiar nu fac atât de puține în jumătate de oră. Fac măcar două, nu știu, trei în jumătate de oră. Măcar atâta. Chiar unul singur în jumătate de oră nu fac. Dar na, depinde foarte mult și de noroc, că asta vorbeam cu Don Genove. Depinde foarte mult și de noroc. Bă, e Don Genove sau Don Genove? Acum nu știu dacă ar trebui să fie în engleză, în română, nu știu cum ar trebui să-i pronunț numele. Da, cred că Don Genove, nu Don Genove. În fine, o să zicem Don Genove, sună și mai așa, mai la Caterinca. Da, deci asta vorbeam cu Don Genove, depinde foarte mult și de noroc. Și am bătut și eu ceva metine, într-adevăr. Am prins zile când nu era așa aglomerat și băteam în continuu metine. Acum nu pot să spun că bat în continuu, deci cam stau să le caut, din păcate. Dar acum, na, trebuie să fim realiști, nu pot să, nu știu... Nu pot să zic că mamă, am farmat, nu știu, 20 de citite într-o oră și eu de fapt am stat 3-4 ore, da? Deci na, asta e situația, suntem realiști, nu mințim aici cu nimica. Dar na, asta spuneam că este destul de aglomerat și cam stau să le caut. Nu e că bat în continuu metine, cam stau să le caut, din păcate. Și logică influențează chestia asta, influențează și norocul, nu prea am avut nici noroc. Na, ce să facem acum? Bă, uitați că am prins și un metin de Paște. Ia, hai să vedem dacă... Dar sper să nu vină acum nimeni pe mine. Haideți să vedem dacă prindem și un nou magic. Bă, oare merge să prindem și un magic și citit concentrat din același metin de Paște? Asta chiar nu știu dacă pică citit concentrat la metin de Paște. Dar presupun că descoperim acum. Hai să vedem cum ar fi, bă, să ne pice și citit concentrat și o magic. Bă, ar fi ca lumea rău de tot. Hai să vedem. Hai, dăm, bă, ceva măcar. Ou de Paște, bă, ești prost. Ce fac, mă, cu ou de Paște? Curier de lemn, hai, ăsta are 2 KPV. Bă, ce gheră. Ce pot să zic? Am zis și eu, am avut speranțe că din metinul ăsta de Paște măcar... Ce? Punerea în practică experienței a ieșuat.
De ce? Dubios, nu știu ce s-a întâmplat. Da, am avut și eu speranțe că dacă îi metim de Paște, poate primim măcar o magic sau măcar un citit concentrat. Se pare că nu ne-am ales cu nimic. Ne-am ales cu un nou de Paște care este egal cu 0. Dar na, ce să facem? Ne mulțumim cu un citit concentrat până acum. Ia uitați mă, două ouă de level 20, unul lângă altul. Hai să vedem. Bă, cred că chiar dacă e level 20, nu e nicio problemă, cred că ne poate pica o magic, așa-i? Dar de fapt avem o altă problemă. Nu știu dacă rezist. Oare rezist eu la level 10? Ce ziceți, rezistăm sau nu rezistăm? Bă, e foarte posibil să nu rezistăm pentru că am puțină apărare. Da, nu, nicio șansă, nu cred că e vreo șansă. Hai să vedem totuși. Poate mai fac și level naibii. Hai să vedem. Bă, ar fi destul de tare să pot să-l bat. Ia să facem noi așa. Ar fi destul de tare, dar nu știu dacă e un gând prea realist. Da, na, eu încerc. Bă, dacă reușesc, bine, dacă nu, nu. Bă, haideți că mai greu, dar reușesc să-l bat. Chiar sunt curios dacă îmi pică un magic, ar cam trebui să-mi pice. Și se pare că nu. Se pare că nu. Haideți că încerc să mai bat și pe ăsta. Mamă, era și să fac level, vai de capul meu. Haideți că încerc să-l bat și pe ăsta și revin după aia. Băiți, s-a terminat și ora noastră de farmat. Din păcate, am rămas cu cititul ăla care ne-a picat atunci. Nu știu ce să zic, într-adevăr este și mai aglomerat decât de obicei. Nu știu, poate și din cauza faptului că este eventul de Paște. Dar, bă, totuși, un singur citit, nu știu, la câte metri ne-am bătut, măcar acolo 2-3 tot ar fi trebuit să-mi dea. Nu știu, na, am avut ghinion în privința cititelor astăzi, dar am avut noroc în orice caz la alte chestii. Dar, na, acum vorbesc despre itemele alea două pe care le-am luat. Dar o să vi le prezint în videoclipul viitor. O să le și testăm, o să fie nebunie, nebunie oricum, deci vă zic eu de pe acum. Două chestii bombă, bombă. Băi, repet, ore de farmat citite, din păcate un singur citit groaznic. Uitați, când am farmat exorcizări am făcut 5 într-o oră, acum am făcut un singur citit într-o oră. Na, așa a fost să fie, nu este nicio problemă, măcar am mai vorbit una alta, ne-am mai distrat puțin, deci na, nu este chiar o oră pierdută, să zicem așa. Băi, fraților, sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să vă abonați și până data viitoare vă zic, pa, pa! Take my hand, I'll lead you on into the stars.